Joi dimineață, polițiștii din comuna Horia, de care aparține satul Tichilești, au fost sesizați de către o femeie care descoperise lângă cimitirul din localitate mai multe oseminte umane. Femeia făcea lucrări agricole în momentul în care a găsit oasele, la aproximativ 15 metri de gardul cimitirului, aceasta apelând numărul de urgență 112. Potrivit autorităților, în jurul osemintelor au mai fost găsite fragmente de lemn, ce par a provenit de la un sicriu și bani de la sfârșitul secolului trecut, din perioada comunistă. Cel mai probabil, rămășițele umane sunt ale unei persoane decedate de ceva vreme și se presupune că cineva a scos oasele respective dintr-o groapă sau un cavou pentru a se face loc altui mort. În cauză, polițiștii constanțeni au deschis o anchetă și au întocmit un dosar penal, în urma căruia vor fi luate măsurile legale prin unitatea de parchet competentă. Osemintele au fost ridicate de către criminaliști și urmează să se stabilească perioada în care a decedat persoana respectivă.